În următoarele două luni, toate benzinăriile din Republica Moldova vor fi verificate dacă respectă normele de securitate pentru a evita o tragedie similară cu cea de la Crevedia, România. Ministrul Infrastructurii a declarat pentru TVR Moldova că Agenția de Supraveghere Tehnică va prezenta, după efectuarea controalelor, un raport detaliat, iar stațiile de alimentare care funcționează fără respectarea legii vor fi închise. Inspectorii de la Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, așa se numește după reformare, vor merge, vor verifica dacă aceste stații corespund normativelor și cerințelor legale. Și în funcție de asta se vor face prescripții, eventual amenzi, dacă nu se, și se va solicita remedierea în regimul de urgență. Dacă vom găsi defecțiuni sau situații grave, cu siguranță se va asista activitatea până la remedierea acestor. Cred că maxim două luni ar trebui să avem deja o analiză mai clară. Datele ANRE arată că în 2022 în Republica Moldova erau 684 de benzinării. Specialiștii spun că ar fi cu 20% mai multe decât în alte țări din regiune, dacă luăm în calcul populația și numărul de mașini. În Chișinău sunt peste 200 de benzinării. Unele dintre ele sunt construite chiar sub geamurile blocurilor de locuințe sau altor clădiri publice, ceea ce prezintă un pericol imens. Așa e și la stația de alimentare de pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buicani, care este înconjurată de blocuri de locuințe. Acum, recent, a fost caz în România cu un izbucnit un incendiu. Evident că este un pericol. Să îndepărtez stațiile PECO la o distanță sigură pentru cetățeni. Nu este o idee bună, dar cred că asta e ține de cei de sus, cei care acceptă astfel de locuri în care se instaleze aceste benzinării. Trebuie să fie în afara orașului, cum în Europa. A mea, situația e grea aici în țară, pentru că nimeni nu rezolvă nimic cu așa ceva. Sunt multe, sunt foarte multe. Eu am fost în Europa, am văzut toate, sunt în afara orașului. Ecologiștii trag un semnal de alarmă privind benzinăriile construite una lângă alta sau la mai puțin de 50 de metri distanță de locuințe sau alte clădiri, așa cum prevede legea. Pe lângă pericolul de explozie și concentrația de substanțe toxice este mai mare în apropierea lor, ceea ce poate afecta serios sănătatea oamenilor. Ele sunt sursa principală de poluare a zonei respective. Nu numai că se elimină aer, vapori de benzină, gaz, dar de pe teritorii sunt scurgi masive de ape poluate, produs petroliere direct în raiile de alături. Legea spune însă că un agent economic care a construit o stație de alimentare este scutit în primii 2 ani de verificări. Reamintim că în februarie 2022 Parlamentul a interzis timp de 6 luni construcția unor noi stații de alimentare pe motiv că ar fi prea multe și asta ar provoca creșteri de prețuri la carburanți. Potrivit codului contravențional, firmele care încalcă regulile de păstrare a produselor petroliere riscă amenzi de la 45 la 60 de mii de lei.